Probleme pentru fiul lui Romica Sociu la America Express. Cătălin a avut nevoie de ajutor medical. Fiul lui Romica Sociu, Cătălin Sociu, a întâmpinat probleme pe traseul de la America Express. Tânărul a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale. Drumul Soarelui de la America Express 2023 pare tot mai dificil pentru concurenți lui Cătălin Țociu, fiul lui Romica Țociu. I s-a făcut rău în timpul traseului și a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale. Ce i-au descoperit aceștia? Fiul lui Romica Țociu, Cătălin Țociu, probleme de sănătate la America Express. Romica Țociu și Cătălin Țociu sunt una dintre cele mai puternice echipe de la America Express 2023. Dar dificultățile de pe drumul soarelui sunt inevitabile. În cursa de luni, 20 noiembrie, lui Cătălin Sociu i s-a făcut rău, iar tatăl său a trebuit să facă de unul singur proba. Cătălin era din ce în ce mai rău, avea temperatură, a declarat rumică Țociu la America Express. O asistentă a sărit în ajutorul fiului actorului și a spus că are o răceală care nu se poate trata decât cu administrarea de antibiotice. Cătălin Sociu, halucinații din cauza problemelor de sănătate concurentul a susținut că a avut și halucinații din cauza febrei cu care s-a confruntat. mi Am chemat-o pe Teo, o asistentă. Mi-a spus că este o răceală diferită și că fără antibiotic nu trece. Nu am mai avut febră așa mare de când eram mic. Am avut și halucinații, a precizat Cătălin Sociu. De altfel, într-o postare pe rețelele de socializare, Cătălin Sociu a mărturisit că a legat o relație și mai strânsă cu cel care l-a crescut în urma participării la America Express. „Chiar se înțeleg de 10 ori mai bine”, a dezvăluit fiul actorului. „Ne înțelegem după experiența America Express, de 10 ori mai bine. Noi deja ne înțelegeam bine și ne înțelegem bine, dar acum.” A precizat Cătălin Sociu de altfel, sunt speculații potrivit cărora ei ar urma să ridice marele trofeu. În urma probelor de luni, Iulia Albu și soțul său, Mike, au obținut prima amuletă. Prima amuletă. Hai, măi, bucurați-vă și voi că e prima noastră amuletă, a declarat Iulia Albu către Adagaleș și mama sa. După ultima probă, Adagaleș și mama ei au ajuns primele la Irina Fodor, și astfel au obținut imunitatea și cazare. Referitor la Iulia Albu și Miche, aceștia și-au continuat din nou cearta în timpul probelor și le-a fost destul de dificil să ajungă la o concluzie. În ediția anterioară, de duminică, 19 noiembrie, Miche a răbufnit atât de mult, încât a spart telefonul pe care l-au primit de la staff. Iulia Albu și Mike, Cătălin Țociu și Romica Țociu, Giulia și soțul său, Laura Giurcanu și Sânzeana Negru, Alexia și Aris. Sonia Simionov și Iuliana Pepene sunt echipele care au mai rămas în competiția de peste ocean. Toți concurenții se luptă pentru marele premiu de 30.000 de euro.